Ploile care au căzut în ultimele zile și au inundat Comuna Negri au distrus munca și agoniseala de o viață a sătenilor din satul Mâgla. Printre cei care au rămas fără locuință după inundațiile de luni se numără doamnele Elena și Aristița, două bătrâne trecute de 70 de ani, rămase singure și neajutorate, care se tem să mai doarmă în casă pentru că pereții se pot dărâma oricând. Toată casa. Nu mai am unde sta. Nu știu unde să mă duc. Asta-i cumnatul meu de la Prăjești. O venit să-mi aducă mâncare. Că nu mai am și să mai... Nu mai trebuie mâncare, dar totuși îmi dă atenție și mi-aduce. Nu știu unde să mă duc. Nu mai am unde să locuiesc, nici sub o formă. Că mi-e frică. Copiii nu pot să mă țăie. Cu unul cu chirii și unul cu soacra la un loc. Am două fete și nu pot să-i deranjez. Să le stric liniștea în casă. Că așa-i că bătrânul... E plictisitor. Copiii au familii, se șartă poate cu soțul pentru mine. Nu știu unde să mă duc. O fost până la, nu chiar până la geamuri, dar cade tot jos. Cade bucătăria, ne-a căzut soba, ne-a căzut cuptorul, s-a stricat, în casa am apă, pereții cad pe dinuntru, prin supat, m-am uitat în supat, cad pereții. Cine v-a ajutat la scos? Nimeni, eu singură. Sunteți singură, n-aveți? Singură, n-am pe nimeni. Domnul primar, dacă vreți să-mi fac o bucătărie, să fie echipa să-mi fac o bucătărie aici, că dacă era cad casa, să am o bucătărie făcută, știți? Adică acum ea s-a făcut, cu două cameri și bucătărie, cu toată echipa lui, să vie cu tot material, cu tot și asta, eu și bucuroasă. Nu doar casele au fost măturate de ape, ci și munca lor de peste an, grădinile și culturile au fost puse la pământ de furia naturii. Am mai prins, dar acum mai mulți ani, 18-19, așa periculoasă, au mai fost mai mici. Dar acum au venit ca atunci, acum 19 ani, 18, cât a fi. Că nu mai țin minte, că sunt bătrâne, că sunt singure. Din grădină puteți să mai... Nu mai recoltează nimic, că s-o culca popșoi și să mălșa cu și în apă. Nu se mai poate, se poate vedea. De aici așa, nu că să vă duci să măl dumneavoastră. Se poate. Dar măcar o bucătărie să-mi și lăsa, dar nu mi-a lăsat nimic ca Dumnezeu. N-am unde să mă duc. Și de acasă n-aș pleca. Vreau să mor aici, unde să mă duc. Castraveți, roșii, porumbul, cartofile, astea, cam astea. Legumele care trebuie pentru iarnă și pentru vară. Deși fântânile au fost curățate, apa nu mai este potabilă. Apă de băut? Nu, dar n-am eu. Și ce beți? Mă duc la o pompă, îmi dă băiatul, am un vecin, Andoni Vergil. Și are o pompă și îmi dă câte o leacă de apă. Îl trage la priză, la motor, eu știu. Când fântână nu-i bună. Și de mâncat? De mâncat, uitați, a venit cumnatul și mai am un frate în sat. O să nu bem o săptămână ca să se limpezească, e că acum e tulburi. O ieșe cu măl. Păi și la animale ce le dați? Animale beau la pârâu. Aia se de aici le dau, că le-am mai scos, că am într-un blidon. Apă, n-ați văzut? Am blidon în sală, cu apă. Le dau mai puțin și lor. Și eu mănânc mai puțin acum. Mănânc și ele, bei și ele mai puțin.